Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Oarecum în subsolul actualității circulă știri despre diverse neconcordanțe și erori grosolane în alegerile din 9 iunie. Unii candidați ai USR au făcut deja sesizări penale după ce au constatat diferențe semnificative între ce s-a numărat și ce s-a trecut în procesele verbale din anumite secții de votare. În sectorul 2 din capitală, de pildă, candidatul USR a cerut renumărarea în 36 de secții. Biroul electoral de sector a acceptat renumărarea în două. Și la sectorul 1, candidatul USR invocă numeroase situații în care voturile au fost numărate greșit sau procesele verbale au fost completate greșit, însă aici orice renumărare oficială a fost refuzată. Situația pare să fie întâlnită și în alte circumscripții. O anchetă a publicației Europa Liberă arată că doar în București 10.000 de buletine de vot au dispărut. Nu se știe cum, iar în țară ar fi vorba de zeci de mii de cazuri. În Piața Victoriei se și desfășoară de câteva zile un protest în care câteva sute de oameni acuză fraudarea alegerilor. L-am sunat pentru un comentariu pe Septimius Pârvu, coordonator de programe electorale la Expert Forum. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum pot fi totuși explicate atâtea neconcordanțe, ca să nu spun mai rău? În primul rând, ele nu se regăsesc doar în București. Sigur, poate ce s-a întâmplat în sectorul 1 și sectorul 2 este un pic mai, a fost un pic mai vizibil, dar greșeli în procesele verbale sau neconcordanțe, pentru că până la urmă nu știm exact de unde vin aceste diferențe, am identificat în toată țara, inclusiv ce s-a raportat în ziua alegerilor în SIMPV, ca număr de alegători și ce s-a regăsit seara în procesul verbal al secției de votare. Sigur, la urmă, procesul verbal este cel care este documentul final și oficial care îți atestă aceste date. Dar, într-adevăr, au fost aceste diferențe. În unele cazuri, chiar și la sectorul 2, s-au renumărat voturile din secții, s-au regăsit, de fapt, că ele nu erau în concordanță cu de fapt, cu ce se votase în ziua respectivă. Nu toată lumea a participat direct la procesul de vot în calitate de membru într-o secție de votare. Ca să explicăm, numărul buletinelor de vot în alb trebuie să fie precis menționat undeva, ele se dau pe semnătură, după aceea, când se numără, se face tabelul și fiecare candidat sau partid, mă rog, are trecut numărul exact de voturi pe care l-a obținut, se trece și numărul de voturi, de buletine de vot anulate sau lăsate în alb, că toate lucrurile astea se notează exact, verificate, și după aia toate aceste cifre adunate trebuie să dea câte buletine de vot au fost la început și să corespundă și cu numărul de alegători care au venit în secție și au luat buletinul. De fapt sunt două părți. Lucrurile astea nu se verifică, dacă unele nu se pupă cu altele, atunci apar suspiciuni. În primul rând, procesul verbal are două părți, ca să pornim de aici. Este prima pagină unde, practic, avem cheile de control legate de participare, buletine primite, și aici este, cred că, o chestiune importantă de notat la buletine primite, pentru că, în unele cazuri, și de aici poate proveni problema. Ele au venit în pachete, din cât am înțeles, 200, 400 și 800, dar ele nu sunt numărate la tipografie. Pot fi, 380 sau pot fi 410. Cum adică nu sunt numărate la tipografie? Ele sunt cântărite la tipografie. Adică nu există, nu stă cineva la tipografie să numere fiecare buletin, păi, să se asigure că în pachetul ăla chiar sunt 400. Da, Septimius, gazetar bătrân care a lucrat în presa tipărită pe vremuri știe că atunci când se tipăreau ziarele, numărul era precis, pentru că fiecare avea o valoare. Deci tipografiile au capacitatea să numere câte pliante tipăresc la un moment dat. În practic așa se întâmplă. Ele sunt publicate la monitorul oficial, pentru că nu sunt tipărite în privat. Și știm că a existat și această problemă. Unele erori pot proveni de aici, pentru că tu ai crezut că ai 400 și de fapt când stai să tragi linia nu sunt. Și nici n-a plecat cineva cu un buletin în buzunar. Dar asta ține mai ales de partea întâi a procesului verbal. Partea a doua este legată de voturi. Voturile trebuie să
fie, sau numărul de voturi trebuie să fie egal cu numărul de buletine valabile exprimate, evident, pentru că cele nule nu intră în calcul. Din analiza pe care am publicat și noi zilele trecute o analiză, reiese că undeva în 30-40% din secțiile de votare, de exemplu, există o diferență între ceea ce s-a marcat în SIMPV, pentru că în momentul în care intri în secție, fiecare act de identitate este scanat. O treime? Și da, unele, adevărat, undeva 3 sferturi dintre acestea sunt diferențe mici, adică sunt poate câteva persoane, câțiva alegători. Dar tot se pune întrebarea cum poți să ai ceva în tablete și să ai altceva în procesul verbal. Și cum se explică aceste diferențe? Cum pot fi explicate? Care ar fi explicațiile? Eu n-am o explicație, ca să fiu foarte sincer aici. Cred că sunt erori. Noi am și solicitat Biroul Electoral Central și AEP să ne dea o explicație pe tema aceasta. Teoretic, în momentul în care pleci din secția de votare, ce este pe tabletă trebuie să fie și în procesul verbal. Deci dacă există diferențe, ele oricum ar trebui rezolvate la biroul de circumscripție. Și aici aș face o mențiune, pentru că am văzut că foarte multă lume a dat vina pe autoritatea electorală pe chestia asta. Aici chiar este responsabilitatea biroulor de circumscripție să-și facă treaba. Și am văzut biroul de circumscripție inclusiv la 2, care au refuzat, în cazul unei, chiar am urmărit cu atenție această secție, a refuzat să, deși membrii biroului electoral au declarat că au greșit, că inversaseră niște cifre și au vrut să se inverseze niște cifre, biroul de sector a refuzat mai multe zile, ceea ce este greu de înțeles de ce ar face asta un birou de sector. Și cred că o responsabilitate foarte crescută în a verifica aceste date și a verifica faptul că ele sunt corecte, la urmă, mai vin... Vine în sarcina birourilor de circumscripție. Pe de altă parte, au fost și la Biroul Electoral Central au fost sesizări, pentru că Biroul Electoral Central poate fi sesizat pentru posibile cazuri de fraudă. Și acolo am văzut că nu a fost acceptată nicio renumărare sau au fost respinse, inclusiv la Costinești, unde s-a numărat de 5-6 ori și tot exista un dubiu de fapt asupra celui care a câștigat alegerile. Septimius, voi urmăriți de multă vreme alegerile. E anul ăsta mai rău ca la alte tururi de scrutin? Cred că probleme au fost tot timpul. Poate au fost, aduceți-vă aminte că și în 2020 au existat tot fel de discuții, mai ales la sectorul 1. Cred că anul acesta și comasarea au complicat un pic lucrurile, pentru că nici la europarlamentare lucrurile n-au mers peste tot chiar cum ar trebui. Adică am găsit tot felul de probleme și legate de votul la europarlamentare. Cred că chiar a fost, uman vorbind, cred că a fost mai complicat să completezi 5 procese verbale ușor diferite, pentru că, apropo, structura proceselor verbale nu este la fel. Adică, de exemplu, voturile nule pe un proces verbal sunt la punctul D, pe altul la punctul F. Într-un proces verbal, voturile cu urna mobilă se calculează cu lista suplimentară, în altele nu. Adică sunt diferențe de astea care... Eu cred că au dus la multe greșeli. Și poate nu le-am avut pentru că n-am avut comasare și atunci n-aveam două tipuri de procese verbale. Okay. Ultima întrebare. Da. Cum ar putea fi evitate totuși astfel de probleme? Adică te gândești că după 3 decenii de organizat alegeri într-o țară membra Uniunii Europene, lucrurile ar trebui să meargă cât de cât mai bine, nu? Cum ar putea fi rezolvată situația să nu mai apară astfel de probleme? Păi, în primul rând, cred că este vorba de pregătirea membrilor birourilor electorale și asta, cred că, contează foarte mult în modul în care înțeleg ce trebuie să facă acolo și să se asigure că își respectă atribuțiile. Și, pe de altă parte, cred că este și o chestiune, unul, de comunicare, pentru că mi se pare că s-a comunicat foarte mult, dar foarte puțin din partea autorităților electorale care să explice ce se întâmplă în aceste cazuri. Și sigur că se nasc tot felul de teorii. Când nu ești transparent, dai naștere la tot felul de teorii. Și cred că ar putea să comunice mult mai bine pe viitor. Și cred că acolo unde există cazuri de unele flagrante, unele, sigur, poate nu sunt așa de evidente, de nereguli, de potențială fraudă, cred că voturile chiar ar trebui renumărate. Adică, sigur, nu ne convine că azi e luni și că nu știm
totul până la capăt, dar decât să ai aleși care nu reprezintă voința alegătorilor, adică pur și simplu dintr-un proces verbal completat greșit sau rău intenționat pe asta altceva, cred că este mai bine să le renumărăm și să ne asigurăm că tot ce ar putea fi neregulă este rezolvat. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc că a fost în direct în deșteptarea. Septimiu Spârvu, coordonator de programe electorale la Expert Forum. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.